Preamărit să fie Dumnezeu! Aș vrea să vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să mai dau citire unui pasaj din Cartea Genezei. Din capitolul 25, aș vrea să citesc de la versetul 19 până la versetul 28. Pagina 27, Geneza, capitolul 25, începând cu versetul 19, cuvântul Domnului spune în felul următor. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul, din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stiarpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșire din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari, Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Amin, vă invit cu respect să vă reașezați. Iubiți frați și surori, găsesc că este potrivit în această dimineață să rămânem în același asentiment al învățăturilor despre familie și am avut pe inimă să citesc pasajul acesta din Cartea Genezei despre familia lui Isaac și Rebeca. Dacă fratele Daniel a vorbit puțin despre familia lui Iacov, când își încheia alergarea despre binecuvântarea pe care a dat-o Iacov fiilor lui Iosif și lui Iosif fiul său, aș vrea în această zi să încerc să creionez înaintea dumneavoastră puțin portretul unei familii care este moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu. O familie care este moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu. De altfel, noi toate familiile care suntem în locul acesta suntem moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu. Și nu cred că este o bucurie mai mare decât să ne ajute Bunul Dumnezeu să moștenim făgăduințele Lui, să intrăm în împărăția cerească și nimeni dintre ai noștri să nu rămână afară și astfel bucuria noastră să fie deplină. De aceea fac o urare în această dimineață și spun Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile bisericii din locul acesta și toți să căpătăm împărăția din partea lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc puțin despre câteva principii care trebuie să stea la baza unei astfel de familii care se vrea a fi moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu. Vreau apoi să vorbesc puțin despre câteva greșeli care pot să apară, că acestea pot să mai apară și ele. Vreau să vorbesc puțin despre câteva efecte care pot să apară în urma greșelilor, dar vreau să vorbesc și despre tratamentul pe care îl poate face doar El singur Dumnezeu și El este în măsură să o facă. Și doresc în această dimineață Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Fraților, în primul rând, din principiile acestea care trebuie să stea la baza unei familii care vrea să fie moștenitoare a făgăduinței lui Dumnezeu, învățăm de la familia aceasta a lui Isaac și Rebeca că, în primul rând, este o familie care se formează diferit de majoritatea familiilor. Ascultați versetul 20. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul, din Padan Aram și sora lui Laban, arameul. A fost o căsătorie în care tânărul Isaac, tânăr, dacă putem spune, la vârsta de 40 de ani, s-a căsătorit cu Rebeca, cea care i-a devenit soție și putem spune că mulți oameni din vremea aceea se căsătoreau, într-un fel sau altul. Dar ce a făcut deosebită familia aceasta
a fost diferența de felul cum s-a format familia aceasta, diferit de multele familii care se formau în vremea aceea. Ceea ce vreau să spun, frați și surori, ca un principiu de căpătâi pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în familiile noastre și să fim moștenitori ai făgăduințelor lui Dumnezeu, trebuie să stea la bază principiul acesta, modalitatea formării în care să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulți au pornit la drumul căsniciei în vremea aceea, dar nu știu cât de multe familii s-au bucurat ca familia aceasta a lui Isaac și Rebecca. Vedeți dumneavoastră, imaginea aceasta a căsătoriei lui Isaac cu Rebecca avea o puternică simbolistică, pentru că ea reprezenta într-un fel ceea ce Dumnezeu va face cu poporul, cu mireasa. Și uitați-vă dumneavoastră la cei trei bătrâni. Avram, un om bătrân, care se sfătuiește cu un rob cel mai bătrân din casa lui și cu ajutorul celui îmbătrânit de zile să aranjeze o căsătorie binecuvântată pentru fiul lui Isaac. Și imaginea aceasta este puternică pentru că Dumnezeu trimite pe cea mai de încredere persoană din casa lui să aducă o mireasă fiului și va veni ziua aceea când Duhul Sfânt ne va duce acasă și vom fi mireasa Domnului Iisus. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. În primul rând, o familie, frați și surori, care se vrea fi moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu, are din prima avantajul acesta că ea pleacă cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Originile lor erau diferite. Isaac era fiul născut prin făgăduință. Dacă vreți, pentru noi lucrul acesta ar însemna o familie binecuvântată se naște din doi tineri binecuvântați deosebiți care sunt născuți prin făgăduința lui Dumnezeu, în sensul că sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt născuți din nou. Dumnezeu le dă binecuvântarea. Și știți că Isaac, nu cred că niciodată în viața lui, nu s-a îndoit de faptul că Dumnezeu i-a dat de nevastă pe soția lui Rebecca. Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că vom vedea că în viață apar necazuri, apar suferințe, apar probleme în care credința cuiva poate fi pusă la încercare. Orice casă care se zidește, fie că pe o stâncă solidă, fie pe pământ, la un moment dat are parte de anumite furtuni care vor veni să izbească în casa aceea și ce va face diferența va fi temelia aceea pe care va fi zidită casa aceea. Și o familie așezată pe făgăduința lui Dumnezeu, pe binecuvântarea lui Dumnezeu, este o familie care poate să stea în picioare chiar și atunci când vine necazul. Căci a venit și în viața lor necazul, a venit și strâmtorarea și se gândeau de multe ori la multe lucruri și la un moment dat Rebecca a început să își spună ea despre viața ei, la ce mai este bună viața aceasta dacă lucrurile merg în continuare. Puteau să ajungă oamenii aceștia să-și pună întrebarea, oare a fost bun pasul nostru? Oare ne-a unit pe noi Dumnezeu? Oare a fost bine că ne-am ales unul pe altul? Că uite în ce probleme ajungem să intrăm. Dar având certitudinea aceasta, că la baza formării lor a stat binecuvântarea lui Dumnezeu, familia aceasta a putut să rămână în picioare în toate timpurile. Și o doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii bisericii care se vor căsători. Să ne ia ca un lucru simplu, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, să ceară ca Dumnezeu să-i călăuzească, așa cum spunea Eleazar, Dumnezeul părint stăpânului meu Avram, care m-a călăuzit înspre casa aceasta și m-a îndreptat pașii înspre fata aceasta să o duc de nevastă fiului stăpânului meu. Dumnezeul acela poate să călăuzească pe tineri și astăzi în pasul căsătoriei ca ei să formeze familii binecuvântate. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ajute pe toți la lucrul acesta. Într-o împrejurare, o familie care nu făcea foarte bine în încercare se destrăma. La un moment dat, soția aceasta îi spune unui frate slujitor, printre altele motivându-și dorința ei de a nu mai fi împreună cu bărbatul ei, spunea, frate, până la urmă Dumnezeu dorește fericirea mea și nu se poate să fiu fericită în felul acesta. Fratele slujitor a trebuit să spună foarte tăios, dar sincer, Dumnezeu, în primul rând, vrea mântuirea ta și fericirea, dacă este posibilă, să fie și ea. Dar dacă mântuirea ta va însemna sacrificarea fericirii omenești, totuși lucrul acesta se va întâmpla pentru că Dumnezeu vrea întâi mântuirea
mântuirea și salvarea omului. De aceea e foarte important în pasul acesta al căsniciei să se plece cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Când se face aceasta, frați și surori, familiile pot să stea în picioare. Când nu există certitudine aceasta, familiile ajung să se îndoiască, ajung și chiar să se destrame și lucrul acesta este un lucru rău. Știți că mântuirea noastră poate fi determinată și de felul cum ne relaționăm noi în familiile noastre, în felul cum ne ducem noi mântuirea în casele noastre, ea va influența mântuirea noastră. De aceea, e foarte important ca o familie să fie moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu, să aibă la baza formării ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, un al doilea principiu care e bun de luat pentru noi, pentru o familie care vrea să fie moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu, este o familie care, în momente de criză și de neînțelegere, poate să intre în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu prin credință. Ascultați puțin versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. La un moment dat, moștenitorul făgăduinței, care știa de la tatăl său că din el va trebui să iasă o sămânță de urmași, care va fi poporul lui Dumnezeu, iată că ajunge la un impas că lucrul acela pare să întârzie la fel cum întârzia în viața părintelui său Avram. Fiul moștenitor nu mai apare. La un moment dat, familia aceasta trecuseră de 20 de ani de căsnicie, când așteptau făgăduința lui Dumnezeu să se împlinească. Însă, un principiu care este bun de învățat pentru noi, frați și surori, și care trebuie să fie la baza familiilor noastre, în așteptarea binecuvântărilor lui Dumnezeu, în a moșteni făgăduințele lui Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni care să semănăm cu Isaac. Ce a putut să mai facă Isaac decât să se roage? O familie binecuvântată care este moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu e o familie care va învăța că rugăciunea este cheia aceea care va deschide cerul. Ce mai putea să facă omul acesta Isaac? Toți banii de care dispuneau el nu-i puteau veni de ajutor și nu avea puțin bani, avea foarte mulți bani. Numele care l-avea el ca fiu al lui Avram nu putea să-l ajute. Relațiile care putea să le aibă omul acesta nu puteau să îl ajute să intre în posesia binecuvântării lui Dumnezeu. A rămas un singur lucru. Rugăciunea pe care omul acesta a putut să o folosească ca o cheie înaintea lui Dumnezeu. Isaac s-a rugat Domnului și Domnul l-a ascultat. Ce frumos și ce minunat e ca un bărbat și o femeie să se poată ruga înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l asculte. Doresc din toată inima Dumnezeu să asculte rugăciunea fiecărui familist. Rugăciunea, spunea cântarea, te poartă printre stele. Te ajută, frate, când treci prin zile grele. Te ajută când ești la necaz, la strâmtorare. Și rugăciunea este pentru momentul acesta când noi străbatem valea acestui pământ. Spunea strofa ultimă, acolo nu ne-o mai ruga, ci vom cânta de veselie înaintea lui Dumnezeu. Îl vom preamări pe Dumnezeu pentru că a fost acela care ne-a mântuit. Dar până ajungem acolo, ne este dată cheia aceasta a rugăciunii care ne va ajuta în momentele de criză ale vieții noastre. O familie, frați și surori, care va pune accent pe rugăciunea de familie, va fi o familie care va putea să stea în picioare. Cu tristețe, mi-aduc aminte de o familie care la un moment dat în nevoi, în prag de separare. Duhul Sfânt spunea la un moment dat, printre altele, o problemă care era acolo, care îi determina pe ei să nu mai stea împreună, era că ei nu se puteau ruga împreună. Și de fapt, de când au fost ei, nu s-au putut ruga împreună. Și lucrul acesta a devenit atât de fatal, încât familia lor amenința să fie dărâmată. Și Dumnezeu spunea, trebuie să vă cruiți un drum înspre altar, ca și familie, să vă rugați înaintea lui Dumnezeu. Și m-am gândit cât e de important, frați și surori, ca rugăciunea să fie în familiile noastre și a să fie cheia aceea care să deschidă cerul lui Dumnezeu. Rugăciunea a rămas, de fapt, dacă vreți, și ultima cheie pe care a putut-o folosi regele Ezechia când trebuia să moară. Puneți casa în îndoială că vei muri și nu vă mai trăi. Ce mai putea să facă omul acesta? Era rege, era împărat, avea
țara la ordinul lui. Dar totuși, în momentele acelea, omul acela n-a putut să facă decât o rugăciune către Dumnezeu. A avut un fiu rău, Manase, mai rău decât toți cei care au fost înainte de el, spune cuvântul lui Dumnezeu la Ierusalim. Și omul acesta, cât a fost de rău, a fost îngăduit de Dumnezeu să ajungă în închisoare dus de vrăjmașii lor. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Cronici 34, că omul acesta, din închisoare, și-a smerit inima și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat. Dacă ușile unei închisori nu puteau fi deschise de nicio altă cheie, iată că o cheie a rugăciunii a reușit să-l înduplece pe Dumnezeu, care a redat libertatea acestui om și el să poată ajunge în țara lui. Cheia aceasta nu a putut să o fure nici de la Daniel, când au încercat prin decretul acela imperial să împiedice închinarea către Dumnezeu, n-a putut fi furată de la omul acesta. Cheia aceasta, dacă vreți, frați și surori, a fost cheia folosită de biserica primară când Petru era închis în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Toți oamenii aceștia ai Bibliei au învățat un lucru. Când ești în criză și când ești în încercare, ca să fii biruitor, roagă-te înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Tu, Dumnezeu, le spune psalmistul, asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor alerga la tine. Mi-am adus aminte de o întâmplare când niște călugărițe erau închise la Jilav, acolo unde era și sora Sabrina Vrumbrand, și la un moment dat călugărițele acestea cântau, își făceau slujba lor acolo în celula lor și foarte uimite femeile din jur le-au întrebat, știind legea de acolo care nu se permitea, aveți dreptul să cântați, aveți dreptul să vă rugați? Femeile acestea, pline de o pace sfântă, au spus, noi avem dreptul să cântăm și să ne rugăm și gardienii au dreptul să ne bată. Și noi suntem bucuroși și ei sunt bucuroși. Și m-am gândit, extraordinar, nici măcar închisoarea Jilava, cea mai detemută din toată România comunistă, n-a fost în stare să păgubească niște biete călugărițe de cheia aceasta a rugăciunii și a cântării și a slujirii lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama, într-adevăr, frați și surori, Dumnezeu e un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Trebuie să avem la baza familiilor noastre și principiul acesta, rugăciunea pusă la loc de cinste, că Isaac s-a rugat Domnului și a fost felul cum Dumnezeu a lucrat și l-a ascultat, mărit să fie Dumnezeu. Un alt principiu, al treilea, care ar fi bine să stea la baza familiilor care sunt moștenitoare ale făgăduințelor lui Dumnezeu, este acela, o familie care caută sfatul lui Dumnezeu în vreme de criză. Ascultați versetul 22. Copiii se băteau în pântecele ei și a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis. Au apărut probleme și au apărut necazuri. În viața de familie problemele apar în multe rânduri. Aici problemele au fost date de sarcina aceasta de gemeni pe care o purta Rebecca. În alte familii apar probleme financiare. În alte familii apar probleme unde se nasc copiii care nu au sănătate. În alte familii sunt altfel de probleme care poate noi ca oameni nu le înțelegem. Și fiecare familie își are problemele ei. Însă o familie care e formată pe principii dumnezeiești, care are la bază rugăciunea, e o familie care nu va pregeta în vreme de criză să caute sfatul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin prorocii lui Dumnezeu, prin oamenii lui Dumnezeu, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, familia aceasta care ajunge în criză va căuta sfatul lui Dumnezeu. Și o doresc din toată inima, frați și surori, atunci când crizele vor lovi familiile noastre, să nu uităm, este un Dumnezeu de care putem să ne apropiem. E un Dumnezeu pe care putem să îl întrebăm și el poate să ne ajute. Ce putea să facă Isaac cu Rebecca? Să meargă la ultrasound, să vadă care este problema lor, dar s-au dus la acela care a fost medicul medicilor, la acela care a țesut copiii aceia în pântecele mamei lor și a știut care este problema, a știut să vorbească despre viitorul lor și a știut ce se va întâmpla cu familia aceasta. Și familia aceasta a avut parte de harul acesta că a vrut să întrebe pe Domnul. Dar știți că ideea aceasta de a căuta sfatul lui Dumnezeu și rugăciunea, ceea ce spuneam înainte, merg foarte bine împletite mână în mână. O familie care nu se roagă nu prea are curaj să îndrăznească înaintea lui Dumnezeu. Prea iubiților, 1 Ioan 3:21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală
înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă inima ne osândește, pentru eu știu ce păcate pot să apară, îndrăzneala noastră începe să scadă. Și uitați-vă de exemplu, un om care a pornit bine era slujitorul lui Solomon și se numea Ieroboam. Dumnezeu îi promite prin prorocul Ahia că îi va da cea mai mare parte din împărăție, dându-i 10 din seminții și 2 păstrându-le pentru casa lui David. Dar omul acesta a ajuns rege, pus însuși de Dumnezeu, la un moment dat începe să se înspăimânte în inima lui și spune, dar dacă cele 10 seminții se vor întoarce la casa lui David, hai mai bine să schimb eu închinarea, să nu se mai ducă poporul acesta la Ierusalim. Și face 2 viței de aur pe care îi pune în Dan și în Betel și spune lui casei lui Israel, de acum nu vă mai duceți să vă închinați la Dumnezeul la Ierusalim, uitați-vă Dumnezeul care v-a scos din țara Egiptului și viței aceștia 2 vor fi Dumnezeul vostru. Și omul acesta schimbă rugăciunea către Dumnezeu, schimbă închinarea. Ei bine, ne arată istoria că necazul bate la ușile familiei lui. Singurul copil pe care îl avea omul acesta, Abiam, despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că era cel mai bun din toată casa tatălui său, ajunge la un moment dat să se îmbolnăvească. Că nu-i așa? Te uiți într-o familie și parcă cel mai bun și cel mai neprihănit îi lovit de Dumnezeu. Și copilul care n-are nicio vină trebuie să moară la judecata lui Solomon. De ce? Ca să iasă la iveală sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu. Și se îmbolnăvește copilașul acesta, Abiam. Și Ieroboam stă o clipă, cugetează la problema la care a ajuns și nu are îndrăzneală să se roage înaintea lui Dumnezeu. Dar spune așa, către soția lui, vino la mine. Acolo, în cutare cetate, este prorocul Ahia, prin care mi-a spus Domnul că voi împărăți peste poporul lui Israel. Uite, schimbătatea lui poate să lucreze, mărit să fie Dumnezeu. 3 principii, am spus eu, care ar fi bine să stea la baza oricărei familii care să fie moștenitoare a făgăduințelor lui Dumnezeu. Formată pe fundamente sfinte, având la bază rugăciunea și cerând călăuzirea lui Dumnezeu în toate momentele. Însă, pentru că istoria biblică nu acoperă anumite greșeli, nu putem nici noi să ne le acoperim și Dumnezeu le îngăduie să fie acolo în adins ca noi să învățăm din ele. De multe ori și eu m-am gândit de ce Dumnezeu a lăsat ca păcatul lui David să fie așezut în Sfintele Scripturi. De ce a îngăduit alte probleme ale ucenicilor, lepădarea lui Petru, să fie așezată pe paginile Sfintelor Scripturi. Pentru că Dumnezeu, în primul rând, n-a putut să tăinească păcatul niciodată și în al doilea rând a vrut ca noi să învățăm din acestea și să nu cădem în aceeași pildă de neascultare cum au căzut ei. 1 Corinteni, capitolul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, la un moment dat, familia aceasta binecuvântată de Dumnezeu ajunge să facă anumite greșeli. Cuvântul Domnului spune, Isaac iubea pe Esau pentru că mâncau din vânatul lui și Rebeca iubea mai mult pe Iacov. La un moment dat, în nevegherea lor de părinți, a început să apară favoritismul. Și lucrul acesta, frați și surori, a avut niște rezultate tocmai nu bune. Și un părinte, responsabil înaintea lui Dumnezeu, să privească spre toți fiii care i-a dat Dumnezeu și pe toți să iubească în mod egal. Pentru că toți îs ai lui din partea lui Dumnezeu. Când începe să apară anumite favoritisme și pe pretexte omenești, pentru că îi plăcea o mâncare mai tare decât celălalt. Probabil că Iacov era poate mai liniștit, stătea mai mult cu mama acasă în cort și mama l-a luat mai de sufletelul ei. Dar lucrul acesta n-a fost bun, pentru că a semănat ceva ură în relația dintre acești doi băieți, favoritismul. Și aceasta este o greșeală în care mulți părinți pot să cadă din neatenție și nu trebuie să cădem în greșeala aceasta. O familie din Bihor, la un moment dat, după ce a primit un copil în familia lor, așa nu prea bucuroși de el, la un moment dat, băiețelul mai mare are un vis noaptea și vine la mama și spune o întrebare. Mama, cum arată un înger? Cred că am văzut un înger. Și mama îi spune, cum ai văzut tu îngerul ăsta? Și copilul îi descrie cum a văzut el îngerul acesta. Și spune, mama, asta e un înger. Da, ăsta pare să fie un înger din câte spui tu. Dar ce ți-a spus îngerul ăsta? Îngerul ăsta a spus că tu nu-l privești bine pe frate meu. Și mama aceea s-a speriat atât de tare și s-a pocăit de fapta ei. Pentru că trata pe unii din copiii ei diferit. Pe unul îl privea bine
și pe unul nu-l privea bine. Realitatea e, frați și surori, că nu toți copiii noștri sunt la fel. Și cum sunt de diferite degetele astea de la mână, așa sunt de diferiți și copiii în ei, de unii față de alții. Cu un caracter diferit, cu un temperament diferit, unul e mai căpos, unul e mai maleabil, unul e poate mai înzestrat mental, altul poate puțin mai încetu cu vine și el din spate, dar sunt copiii pe care ne-a dat Dumnezeu și noi trebuie să învățăm să ne raportăm și să iubim pe toți într-un mod egal și Dumnezeu să ne ajute să nu cădem în greșeala aceasta a favoritismului. A doua greșeală pe care a făcut-o mama aceasta, îndeoseb, a fost îndrumarea la înșelăciune. Ascultați versetul 8 din capitolul 27, adun vânat și fă acum fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc, îi spune Rebeca lui Iacov. Du-te de iam din turmă doi iezi bun, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce, ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale, iată, fratele meu sau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui. Și în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul. Mama s-a zis, blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Și așa s-a și întâmplat. Vedeți, dumneavoastră, mama aceasta a făcut greșeala aceasta. Ea știa ceva. Aș putea spune că în inima ei era acolo un firicel care o îndreptățea. Ce anume? Domnul, când îi vorbise în momentul când ea era însărcinată cu acești doi gemeni, îi spusese că cel mai mic va fi conducător peste cel mai mare. Și aștea lucrul acesta. Dar în desfășurarea lor omenească, femeia aceasta, mama aceasta, începe să vadă un pericol. Fratele lui mai mare va fi binecuvântat și îi va fura binecuvântarea care Dumnezeu a spus că i-o va da acestui tânăr, acestui Iacov. Și găsește ea de cuvință că e binevenit să controleze ea lucrurile, să-și amestece ea acolo problemele ei ca să dea binecuvântarea celui care trebuia să o primească. Și lucrul acesta n-a fost bun. Pentru că, frați și surori, Dumnezeu nu-i de acord cu lucrurile acestea. Știți că dacă Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe cineva, îl binecuvinteze fără să înșele pe cineva? Dacă Dumnezeu vrea la cineva să dea bogăție, știți că poate să-i o da fără înșelăciune? Dacă Dumnezeu vrea să-i dea la cineva viață și sănătate, pot să stea nu știu câți medici lângă el să spună că nu mai trăiește, că moare și Dumnezeu are ultimul cuvânt și dă viața? Dacă Dumnezeu a zis că îl va binecuvânta pe Iacov și el va fi peste fratele său mai mare, Dumnezeu nu știu cum, dar va avea să ducă la îndeplinire lucrul acesta. Dar greșeala acestei mame a fost că a învățat fiul ei o înșelătorie și lucrul acesta n-a fost bun. Iacov, și prin definiția numelui lui, a devenit un înșelător, acela care înșeală. Și lucrul acesta n-a fost bun. Vedeți? Greșeli pe care familii bune pot să le facă, frați și surori. Dumnezeu să ne păzească de greșelile acestea și să învățăm din ele. Sigur, greșelile apar cu efectele lor. Când bați un cui, chiar dacă ai scos cuiul, acolo rămâne o gaură. Apar anumite efecte în urma greșelilor noastre. Noi nu spunem că Dumnezeu nu iartă și că nu primește. Dumnezeu primește și Dumnezeu iartă. Dar să vă dau un exemplu. Un tânăr, dacă, de exemplu, alege să consume droguri, la un moment dat se pocăiește, îl iartă Dumnezeu? Și eu spun, da, îl iartă Dumnezeu că e bun. Dar știți că tânărul acela s-ar putea să-și piardă mintea? S-ar putea să nu mai aibă memorie bună, s-ar putea să nu mai fie lucid în gândirea lor. Și uite, sunt efecte care pot să apară în urma greșelilor. De aceea mai bine să nu facem greșeala, să ne apară efecturi. Dar Dumnezeu să se îndure de noi, de fiecare. Vedeți dumneavoastră, în primul rând, efectul care a apărut în relația aceasta a fost dezbinarea și ura de moarte între frați. Atâta de greșit a fost felul acesta de lucrat al lui a mamei Rebeca, încât a semănat atâta dezbinare și ură între Esau și Iacov, încât Esau a ajuns la o concluzie. Zilele de bocet ale tatălui meu sunt pe sfârșit. Când acestea vor înceta, voi omorî pe fratele meu Iacov. Și ce era acum mai dureros pentru Rebeca decât să-și se știe văduvă fără bărbatul ei și apoi, la fel ca în întâmplarea aceea când vine o femeie din Tecoa la David și spune cu doi fii care s-au omorât între ei și acum justiția trebuia să-l omoare și pe celălalt, ce era mai durut pentru mama Rebeca decât să știe că va rămânea văduvă
și că unul din fiii ei va cădea ucis. Vedeți? Un efect care a apărut. Și lucrul acesta nu este bine. Noi putem să greșim de multe ori și la un moment dat poate să apară acest efect de dezbinare între frați care la început nu se vede, dar la urmă în viață, la un moment dat, izbucnește în urma unor probleme. Dezbinare. Apoi, despărțire a fost un alt efect dintre mamă și fiu. Din pricina problemelor în care a intrat, Rebeca a trebuit să-l trimite pe Iacov împreună cu Isaac să se căsătorească la fel, binecuvântat, și să-și ia o nevastă de acolo de unde a fost și Rebeca. Dar știți că în plecarea lui Iacov nu s-a mai întâlnit niciodată cu mama lui? A fost momentul despărțirii lor de pe pământul acesta. Când s-a întors din Canaan, Dumnezeu îl mai ținuse pe Isaac în viață și Esau și Iacov l-au îngropat. Dar cu Rebeca n-a mai citit că s-a mai întâlnit băiatul acesta. A fost un efect. Însă mama aceasta l-a răsit: blestemul acesta, fiule, să cadă asupra mea. Părinți, să fim foarte atenți de vorbele care le spunem, căci le cară în ele putere. Pentru că spune înțeleptul: viața și moartea stau în puterea limbii. Și oricine o iubește, îi va mânca roadele. Și acestea au fost niște efecte care au apărut. Dar sigur, frați și surori, chiar dacă o familie se găsește în problemele acestea, eu spun în această dimineață să nu deznădăjduim, să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Știți că totuși Dumnezeu a fost acela care a lucrat? Știți că Dumnezeu a fost acela care a avut antidotul pentru problemă? La un moment dat, soluțiile de rezolvare au venit tot de la Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să se întâlnească cu Iacov personal, a trebuit să moaie inima lui Esau și soluția lui Dumnezeu rămâne până în ziua de astăzi. Întâlnire personală cu aceia care au nevoie de ei. Și când Dumnezeu se întâlnește personal cu Iacov, când Dumnezeu se întâlnește personal cu fiul tău, cu fiica ta, atunci inima lui se schimbă. Nu mai devine înșelător, numele lui e schimbat de la Iacov la Israel, de la înșelător la fiul lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu rezolvă problemele vechi ca Iacov să rămână în viață și îmblânzește inima aceasta a lui Esau ca să nu moară și Dumnezeu rezolvă problema acestei familii. Știți dumneavoastră că Dumnezeu are soluția pentru toate crizele familiilor care pot să apară în vreme de astăzi. Dumnezeu poate să le rezolve. De multe ori, printr-o privire omenească, nu putem să întrezărim. O familie, la un moment dat, a ajuns în necaz, în strâmtorare, se gândeau ce o să se întâmple, vor veni cei de la servicii sociale, ne vor lua copiii, cum să intervenim, pe cine să întrebăm, ce oameni să consultăm. Și la un moment dat Duhul Sfânt spune: dacă alergați la oameni, lucrurile se vor îngreuia. Dar dacă veți lăsa pe Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu va lucra în așa fel încât voi veți fi izbăviți. Și Dumnezeu a făcut, fără ajutorul oamenilor, familia aceea să fie izbăvită de Dumnezeu. Cine se putea gândea la soluția aceasta de rezolvare a lui Dumnezeu? Poate te gândești ca mamă: cine poate să mai vorbească fiului meu? Cine poate să mai vorbească fiicei mele? Știi că e Dumnezeu care poate să ajungă la inima lui? Știi că Dumnezeu care poate să-l cerceteze, să-l mântuiască. Doresc în această zi să spun din toată inima: Dumnezeu să mântuiască toate familiile noastre și toți să fim moștenitoare ale făgăduințelor lui Dumnezeu. Amin.